Susținătorii PSD și ACL din Gorj s-au huiduit copios în primele minute de campanie electorală, după care fiecare a strigat cât a putut de tare pentru prezidențiabilul susținut. Victor Ponta, președinte! Președinte. Ion Călinoiu, cel care a pus primul afiș pe panou alături de viceprimarul Aurel Popescu, a spus că nu a fost nicio dispută cu cei de la ACL. Nu a fost o dispută, din partea noastră cel puțin, nu știu, n-a fost atent la echipa colegilor, a fost aclamată, bineînțeles, susținerea prin Ponta președinte. Copreședinții ACL Gorj se așteptau la gălăgie și huiduieli. Exact cum o să vedeți, cum o vedeți acum. Una cu gălăgie și cu înjurături. Ei nu știu altceva. După cum vedeți, este mândru de această echipă pe care o are în spate, care nu face altceva decât să huiduie ca acești oameni care merg pe stadioanele de fotbal, iar după aceea iasă, sparg și devastează. Suntem ferm convins că această echipă a PSD-ului se va comporta exact ca aceia care iasă de pe stadioane și vor sparge vitrinele. De data asta ne vor rupe afișele până dimineața, am și atras atenția în această dimineață. Asta este PSD-ul